Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele maniere. Numele meu este Laurențiu Florea și am alături de mine cartea Codul bunelor maniere, pur și simplu, propria carte, de unde am ales să vă transmit câteva informații extrem de prețioase din punctul meu de vedere pentru a vă aduce cât mai multă valoare, iar voi să extrageți cele mai importante lecții pe care puteți să le extrageți. Subiectul pe care am ales astăzi să-l discut cu voi face referire la restaurant. Și haideți să vedem ce informații am să vă citesc din carte referitoare la acest subiect care se numește la restaurant. Regulă generală, da? La restaurant. Restaurantul este locul unde bărbatul intră primul. Excepție se face atunci când cunoașteți localul și știți că sunt două uși, între care există un spațiu unde nu se află nimeni, iar a doua ușă este de fapt ușa restaurantului. În acest caz, domnul deschide prima ușă și doamna intră prima, însă dacă următoarea sau prima ușă care se deschide, care are vizibilitate pentru alte persoane, bărbatul va deschide ușa și tot el va intra. El va intra primul și îi va ține doamnei ușa pentru a intra. Bărbatul intră primul într-un local sau restaurant pentru a oferi pe doamnă de privirile curioșilor. La masă, doamna își va alege locul, iar dacă sunt așteptate și alte doamne, acestora le vor fi rezervate locurile cu vizibilitatea cea mai bună. Chelnerul va fi chemat întotdeauna de către bărbat și tot bărbatul va fi persoana care va face comanda după ce doamna i-a transmis acestea preferințele sale. Dacă doamna are vreo nemulțumire, tot bărbatul va discuta eventualele neclarități. Atenție! Bunele maniere recomandă să nu faceți reclamații cu voce tare, să nu puneți ospătarul într-o situație jenantă și să cereți să vorbiți direct cu șeful restaurantului. La masă, o doamnă nu își aranjează coafura, nu își reface machiajul și nu este preocupată de unghii. Doamnele care doresc să se aranjeze trebuie să facă acest lucru la toaletă. Rezervările de mese se fac pentru a evita neplăcerea de a nu mai găsi locuri libere. La final sau pe parcursul întâlnirii, dacă mai este nevoie de serviciile chelnerului, tot bărbatul este cel care va discuta cu acesta. Este recomandat să controlați banii pe care îi aveți în portofel și să fiți atenți la cantitatea de alcool pe care o consumați. Acestea au fost informațiile pe care am avut să le livrez despre acest subiect la restaurant și sper că v-am adus cât mai multă valoare și voi ați extras lecțiile care sunt cele mai importante și vă recomand din tot sufletul să le puneți în practică. Deci dacă doriți și alte video, alte informații legate de bunele maniere în general, vă recomand să urmăriți și celelalte videouri pe care vi le-am pregătit.